ce har să știi că Domnul te iubește. O, ce har să știi că ești în brațul Său. Chiar când simți că tot în jur se năruiește, nu ai pace în inima ta mereu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiu de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește. O, ce har să știi că Lui îi aparții. Și să simți în orice zi că-ți dăruiește. Când treci prin necaz, pace și bucurii. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiu de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește. O, ce har să știi că ești copilul Său. Zi de zi prezența Lui te însoțește. Căci tu ești fiu de Dumnezeu. Când cei din jur te vor uimi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiu de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, așa după cum am amintit la început, suntem la o zi de bucurie, o zi de veselie, că Dumnezeu încă își mai face lucrarea sa în casa Domnului, în viețile noastre și în familiile noastre. Slăvit să fie Domnul! Suntem în casa Domnului în ziua de astăzi, în urma rugăcinilor bisericii, în urma rugăcinilor familiilor care s-au rugat pentru părinți, pentru copiilor, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și vedem că astăzi Dumnezeu împlinește făgăduințele pe care le-a făcut copiilor. Să-i slăvit să fie Domnul! Suntem la un act care este biblic. Mi-aduc aminte din cuvântul Domnului în Judecători, capitolul 14, spune acolo titlul Căsătoria lui Samson. Apoi mergem mai departe, cuvântul Domnului în Rut spune Căsătoria lui Boaz cu Rut. Mai departe spune cuvântul Domnului în Împărați Căsătoria lui Solomon. Și vedem că și căsătoria este un act biblic, să vii să fie Domnul. Vedem că în vremea noastră și de altfel și